Vă salut, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod. Este unul dintre cele mai importante episoade pe care le fac. Astăzi m-am întâlnit cu o rudă apropiată care, din întâmplare, lucrează acolo la eSports. Evident, o să divulg numele sau așa mai departe. Și mi-a dat o veste bună. Mi-a spus că eSports urmează să lanseze un nou update ori mâine, ori pe mine. Adică, mă rog, o să anunțe știrea aceea prima dată mâine și pe mine ați văzut cum fac și la eSports. După care urmează săptămâna viitoare să fie implementată pe console, prima dată pune pe PC, așa mai departe. Însă, ce apare în update-ul ăsta mi se pare destul de interesant. Singurul lucru care nu-mi place este că încă n-au adus în discuție aducerea unui server pe Estul Europei, se miște și la noi puțin mai bine conexiunea. Însă, pentru cei care nu joacă FIFA și doar abuzează de niște mecanici, îi invit să ia loc pe scaun și să-și pună, nu știu, un ceai, ceva, să fie liniștit, pentru că dacă au probleme cardiace, se va întâmpla ceva nasol după ce văd videoclipul ăsta. Și nu vreau să întâmple asta. Așa că hai să vi le citesc. O să vi le citesc mai întâi în engleză, pentru că așa le-am primit și eu, dar vi le traduc, nu este absolut nicio problemă. Ia să vedem ce scrie aici. Bun, nu trecem, nu mai discutăm despre chestiile alea de game, de pro clubs, de toate, de tăcă, nu. Sunt multe chestii pe aici, de, așa, dar trecem direct la gameplay, ca să ne intereseze pe noi, știi? Bun, numărul 1 aici scrie Skill Moves. Prima dată la crocheta. Și spune așa: Reduce the speed and efficiency of la crocheta skill move. Adică o să fie puțin mai lentă, cum e normal, ai văzut că Iniesta nu făcea teleghidat, în realitate. Alt lucru care mi se pare interesant la acest update, tot așa despre această schemă. After the skill is done, the player will have a new motion, and this will impact the balance of the player, so the shots before this skill move will have less power and accuracy. Mă scuzați pentru engleză, nu știți foarte bine, dar înțeleg ce scrie aici și pot să vă traduc. Deci spune aici, după ce vei termina de făcut această schemă, jucătorul va avea o altă mișcare și asta va face să aibă un balans mai slab, adică gen să nu mai fie pregătit așa să tragă șutul ăla din prima, care foarte mulți trăgeau, făceau schema și apoi trăgeau șutul din prima. O să șutul va avea putere mai mică și va avea o precizie mai mică. E normal, e destul de greu dacă încerci în realitate să faci schema și apoi tragi, e cam imposibil să dai gol. Sau dai gol foarte greu oricum. Și încă un lucru interesant, tot acest legat de acest motion. De asemenea, vă zic direct român aici, de asemenea, jucătorul nu va mai fi capabil să o facă din nou. Adică nu poate să facă de așa consecutivă, să facă stânga-dreapta, 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 nu mai poate să facă la crocheta așa, gen cum era la crocheta 360, știți cum e. Nu s-a mai poate să o facă, trebuie să aștepți puțin ca să poți face următoarea. Pentru că dacă încerci să o faci, nu o să fie timp, o să fie un fel de, nu știu, zic aici, nu știu cum să vă explic, un fel de delay. Deci scrie aici, also because the motion of the player will not be able to do another la crocheta immediately after he did one. Ceva de gen, nu poți să faci una după alta așa, se va mișca puțin mai greu și va fi imposibil să faci una după alta. Bun, asta e despre schema asta la crocheta, care mi se pare normal, adică nu scoată, mi se părea iurea să scoată din joc pentru că e o schemă utilă, însă să fie exact cum se făcea în realitate. Nu l-am văzut până acum în viața mea pe Iniesta să facă de 5 ori la rând așa stângă dreapta și apoi din schemă să tragă șut din prima. E cam greu să faci asta. Bun, o altă update foarte interesant aici, care spune așa: Crosses, centrările. All the crosses will have less power and accuracy when the ball is up for the cross. Adică toate centrările care vor fi când mingea este ridicată, mingea sare, vor avea o putere mai mică și precizie mai mică. Adică o vei da de multe ori în out, asta e ideea, cam asta explică aici. Also, we solved the problem with the jumping of the defender when the El Tornado or flick up cross is performed, so it will be harder for the attacker to win the header. Deci, în momentul când se face acel El Tornado sau flick up cross, sau în general când mingea e sus și centrează adversarul, a văzut că se întâmplă de foarte multe ori să centreze și venea Mbappe de lângă Virgil van Dijk și dădea cu capul Mbappe. Nu o să mai fie cazul acum, pentru că și fundașul va sări la cap, adică va fi mai greu să câștige pentru atacant duelul. Un update normal, adică mi se pare evident să face asta. Bun, alt lucru foarte interesant. Time finishing. As you know, when we introduced this new feature, it was a risk and a reward logo. Adică când au introdus ei prima dată time finishing, scrie acolo risk versus reward. Adică dacă faci bine, primești ceva, dacă nu faci bine, pățești ceva.
So we decide to make the late time finishing white. Deci am decis să facem acel time finishing târziu, adică alb, când dai mai târziu decât trebuie. Have the same accuracy and power like the early time finishing yellow. Adică, de acum când vei da pe alb, se va pune ca și cum ai dat pe galben. Nu se va pune ca un șut normal cum era înainte. De asta se numește risk versus reward. Adică când faci ceva care e bine, primești ceva. Când nu faci ceva care e bine, pățești ceva. Deci asta va fi riscul. Va fi riscul în cazul în care dai pe alb să se comporte ca și cum dai pe galben. Adică dacă, de exemplu, dai un driven pe alb, nu dai gol. Și mi se pare normal, pentru că în momentul când îl dai verde, e aproape mereu gol, știi? E normal să se întâmple asta. Și încă un lucru foarte interesant care scrie aici, ai defending. Sunt mai multe lucruri pe aici, dar nu o stau să le dezbat. The defending player won't be able to make blocks or tackles if he's controlled by the AI computer. Da? Ce înseamnă? Înseamnă că în momentul în care tu nu controlezi un jucător al tău, acesta nu va putea să facă tackling automat, nu va putea să facă autobloc. Adică, de exemplu, dacă tu nu-l controlezi, stă jucătorul în fața lui și l-atrage șut, nu va pune piciorul să blocheze șutul sau așa, pur și simplu va fi gol, va trece șutul pe lângă fundaș, ca și cum n-ar fi controlat. Ceea ce mi se pare destul de interesant. Cam asta e așa în mare update-ul, o să vedeți oricum mâine mai pe larg despre ce e vorba. Nu uitați, dacă vă apucă acest content, să dați like, iar pentru cei care sunteți hotărâți să dați dislike, și ați urmărit până la final acest videoclip și ați rezistat uitându-vă complet, pot să vă spun că acest videoclip a fost un pamflet, este doar o dorință pe care toți cred că am avea-o să jucăm un FIFA normal, a fost doar o glumă, iar pentru cei care deja s-au sinucis când au văzut ce urmează să se întâmple, ce pot să vă spun decât sincere condoleanțe, cam atât a fost pe astăzi și vă urez numai bine și baftă la Weekend League!